Salut, Oleg, Adrian. Salut celor care ne privesc și ne ascultă. Suntem în direct pe 1 martie, a început primăvara și problemele nu s-au terminat din iarnă. Încă e destul de frig, încă e destul de război, încă e destulă criză. Azi, iată, îl mormântează la Moscova pe opozantul rus mort în închisoare, Alexei Navalny. Mulți ani de mort în închisoare, omorând, l-au omorât acolo. Nu știm circumstanțele, statul, guvernul zice că el a murit de cauze naturale, iar Eu știu, soția, mama lui spun că cel mai probabil a fost omorât de regimul Putin. dar tu, dacă o ții minte pe Valeria Novodvorskaya, tu știi și interesantă moarte, eu compus că s-o trage de un pirajoc, de un pateu. Păi și nu-i posibil. Oamenii mor din cauze diferite, inclusiv de la un pirajoc. Leженка, tu știi foarte bine cum lucrează KGB, mai ales în Rusia. Eu o strâng, dar Boris Nemțov cum a murit? Tot de la... Pinențov, sigur, l-au împușcat. Există și imagini video. Așa l-au fost împușcat, dar eu cam în mine grijă că au fost împușcat nu de stat. Păi Mi evident că pare nu de că... stat, statul face că investighează, a găsit niște ceceni vinovați, îi trage la răspundere. Au găsit un țap ispășitor, nu? M-am uitat eu azi la noutăți la Navalny, dacă nu te-ai uitat eu așa pe scurt, zic că foarte mulți oameni și toți spun că n-a să-l ierte pe Putin, că el a ucis pe oameni. Sunt confirmări că deja pe mulți rețin și o bagă în cărușorile și ele de mașină, autocar, polițai mașină. Cum se numește, Oazicu sau cum se numește în limba română, nu prea știu. Și asta în biserică nu i-a dat voie la nimeni să intre, la altar numai la rude și au instalat niște camere pe lângă altare. Asta e o destrăbălare extraordinară în biserică, să o pui și camere de este ca să stăiană, dar oricum. Și nu i-a dat voie la nimeni să intre, în afară de rudii, dar și care au mai fost leacă. Eu spun corect, rudii, da? Rodstinchi. Da. Și asta i-a dat la ieșire o mulți au aruncat flori și astăzi am ascultat noutățile noastre. La ora 19 la ambasada Rusiei a și tot un fel de mică de concert cu luat rămas bun la Navalny, la noi în Moldova, în Chișinău. Și asta tot cu Navalny se închide. Adică așa și pe neascuns, pe ascuns, nimeni n-a știe adevărul până când n-a să schimbă puterea lui Putin. Dar astăzi noi vrem să vorbim de problema noastră de stat, de Transnistria, în care eu m-am născut și în care am crescut și am fost pe urmă transmis în Moldova, că ei acum s-au jaluit la Putin că sunt apăsați de Republica Moldova și avem doamna Guțul de la Cederlu, de la Gagauzie, Bașcanca, președinte, nu știu cum se numesc ei acolo, Bașcani, care azi au plecat la Rusia, la Moscova și tot o șirut ajutor de la... Asta tu n-ai auzit multă veste, asta nu de mult s-au aflat, nici de dimineață nu au fost de știut, după anează s-au aflat informația asta și au zis că ei este apăsată de Chișinău și simți presiuni din partea Chișinău, eu corect spun în limba română, da? Davlenie cazvă Chișinău na Gagauziu, corect, da? Da, așa zic Și și așa din Transnistria și Găgăuzii, toți. ei s-au întâlnit cu Matvienko, Valentina Matvienko, și așa ei au zis că numai decât să încearcă să-i ajute. Și Guțulu a cerut ca Rusia să-i ajute la acei care locuiesc în
mă rog, în țările, în Găgăuzie, ca ei să-i ușurează posibilitatea a trece în țara rusească. Ieri au fost Ilan Șorn la Rusia și tot acolo spune că Rusia e cel mai bun prieten pentru Moldova, care aș putea să-i ajute la stat să dezvolte și să aibă multe, mai ales cu fermieri, cu agrarii, era să-i ajute cu această problemă, că cel mai multe posibilitate cu business, cu toate fructele, toate legumele care noi vindem, asta este Rusia și e cel mai bun cumpărătorul. Și dacă noi eram să comunicăm cu dânși cum trebuie, era să iei viață cu toate mai multe alte. Ce vreau să vă zic eu, vouă, așa ca un cetățean al Republicii Moldovei, care nu iubesc țara mea și nu o respect, din motivul că acolo sunt șarlatani și mincinoși care au furat un timp dacă țineți, voi dați minte, când au furat banii din Banca de Economie și asta rușine nu au putut să ascundă în Parlament, dar au scos-o tocmai de peste hotare ca să audă pe toată lumea și au făcut la noi în țară. E o rușine extraordinară. Noi nu avem niciun patriot, vă zic așa cum este, ca Oleg mă aude, niciun patriot în Parlament. Toți trădători, vă zic de ce. Voi, când vă duceți și vă jurați pe steagul Republicii Moldovei, voi vă jurați că ce? Că să slujiți Republicii Moldovei. Dar ce facem noi? Unii se trag la România, vor unirea cu România, alții vor unirea cu Rusia, dar nimeni nu vrea țara independentă Moldova ca să investească, numai ca să crească țara noastră și să dezvolte, numai e fără nicio unire. Asta în primul rând. Și în al doilea rând, cum Găgăuzii, președintele sau Guțul, putea să ceară și să jeluie pe Republica Moldova, dacă e singur s-a jurat în fața Parlamentului că e a să și pe steagul Republicii Moldove, că e a să slujească, eu m-am ascultat, că nu bude predavat interesul gospodarsk, ca să n-a să trădeze interesurile statului, că e a să comunică când au fost în total creată autonomă Republica asta nenormală Găgăuzii, au fost convorbire, au fost regulile pe care ei au dat acord că ei a să accepte tot ce face Chișinău, ca să comunice împreună, ca să dezvolte tot împreună, dar acum ei se duc și se jelă la altă țară că îi vor ajutor. Asta este un fel de trădare și deja este imposibil cu legea care a fost creată înainte, când a fost creată țara asta autonomă, ei deja au fost călcate. De mii de ori a fost călcată. Și de Vlah a fost călcată legea asta, și de numai când Formozal era, el mai așa mai o ține țara asta după legii și ei care au scris în Parlament. Asta este adevărat. Dar acum ceea ce se face este un fel de trădare și Parlamentul din Republica Moldova trebuie Găgăuzia autonomă țara asta peresmătrete, din nou să se uite la legile care au fost atunci vorbite, na основании чего, Олег, помоги мне перевести, на основании чего было основано это государство, пи база Statul кэруи ăsta лечи. se bazează pe Constituție, Oleg. În 94, o majoritate parlamentară a votat Constituția care acordă autonomie culturală Da, raioanelor populate majoritar de găgăuzi. acolo au fost. Când a fost Constituția asta creată, apoi e că eu de ce și vorbesc, apoi au fost legile care Găgăuzia abezalas, cum în limba română se spune, S-a o angajat s-a să respecte, obligat da, s-a obligat. în fața Republicii Moldovei, nu ca Transnistria, dar ca o țară autonomă, să comunice cu Chișinău, deci și au fost lăsat deputați din o țară autonomă ca să participe și în Parlament.
Tu înțelegi ce spun, Nu, da? nu. Deputații din adunare populară a Găgăuzii sunt la fel de autonomi ca și consilieri raionali din toate Da. cele 30 de raioane din Moldova. Dar Nu, dar Bașcanul noi... Găgăuziei e membru în guvernul Republicii Moldova. Abia asta eu și spun. Păi da, dar nu Abia încurca asta... deputații și cu Bașcanul. Și unii și alții sunt aleși ai poporului, numai că unul e executiv, e un fel de prim-ministru și altul e parlament local. Da, apă de asta am avut în el, dar pur și simplu nu prea am fost așa bine informat cum tu, dar îți mulțumesc că m-ai corectat. Acum, tu singur ai zis că dacă e persoana asta este în Parlament, cum o cheamă E pe în guvern. dânsa, Premierul face Guțu, parte din... din guvern. Parlamentul e Da, legislativ. face parte din guvern, mai ierți, da. Apoi, e trebuie să fie tras amul răspundere ca trădătorul, că de ce e provoacă. Asta este o provocare din partea Găgăuzii înspre ca să destabilizează regimul și ceea ce se face la noi în țară. Să destabilizează, n-a să zic regimul, dar să zic pacea noastră care noi putem, de care noi moldoveni ne ținem. Voi înțelegeți că noi suntem moldoveni, noi suntem țara noastră. Noi nu putem cu Transnistria să ieșim de acord că ei tot au cerut nu de mult, dar ai auzit, da, au cerut ajutor de la Rusia. Au fost acolo niște deputați care de multe ori au fost aleși și de amănunți deputat, atât s-au strâns și atât au cerut ajutorul, dar văd că și tare au așteptat că pe 29, când a să vorbească Putin, poate să pomenească și pe dânșă, dar nu i-a ajutat. Nu o pomeni deloc pe dânșă. Ce spui, Oleg, părerile tale de ce ai auzit acum? Toată lumea vrea să trăiască mai bine. Și Cum? găgăuzii și transnistrienii cred că ar putea să trăiască mai bine cu Federația Rusă. Cei mai mulți. Că unii de mult au învățat limba română, au pașaport moldovenesc, pleacă peste hotare sau au business și au legalizat afacerile în Moldova. Dar cei mai mulți sunt ostaticii regimului separatist de la Tiraspol sau ai regimului marionetă de la Comrat. Știți, eu când am fost mițel, când am avut 15-16 ani, am compus o poezie și s-o recit acum, da, în limba rusă, da, s-o traducem dacă trebuie, dar sper că să înțelegeți. Eu am o să zic cum e. Мой край родной Молдова, мой дом, моя земля, ничем не заменимая, она моя страна. Сегодня Приднестровье вскричала: «Я страна, отдельно независимая, не Молдавия, завтра Гагаузия». Așa, cam ceva, eu de-am nici nu o țin minte, am crezut că o țin minte. Da, mă rog, am scris acolo în poezie și că și Transnistria zice că e țara și Gagauzia strică țara, dar cineva o vinde țara asta câte bucăți, câte o împarte, tot o vinde fără milă, fără ca să păstreze miliagul nostru și fără ca să prețuiască ceea ce ne-a dat și ne-a apărat, presupunem că Ștefan cel Mare, dacă e chiar că el a fost așa, ala, de atât că mi-e dubii de amu că dacă el s-a împărțit și la România, așa de Ștefan cel Mare și la noi, dar noi toți strigăm că suntem diferite țări, apoi Oleg, poate că tu ne lămurești cum de s-a întâmplat în două țări, dar tot așa la șvitează. Lămurește-ne. Tot așa la gospodar. Cum? Dacă Putem eu să țin minte... zicem și în trei țări sau chiar mai multe, dacă ții minte, Ștefan cel Mare avea bătălii cu polonezii pentru Pocuția, care Pocuția acum e undeva prin Ungaria, Slovacia, Transcarpatia, Ucraina, nu mai zic că parte din Bucovina acum e în Ucraina, nu mai zic că Chilia, Cetatea Albă acum sunt în Ucraina. Republica Moldova e alt stat din 91, primul care l-a recunoscut ca independentă e România. Iar Moldova lui Ștefan cel Mare s-a unit cu Muntenia în 1859 prin alegerea
lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor în ambele state. Deci nu a rămas nimic din Moldova lui Ștefan cel Mare și nu mai regretați atâta. La fel cum îl Da, până împărțim pe Eminescu, la fel cum îl împărțim pe Creangă, pe Ienescu, sparte din cultura noastră, la fel îl împărțim și pe Ștefan cel Mare. Da, el aparține, a fost declarat cel mai mare personaj istoric chiar în toată România. Cu toate că el cu muntenii de aici, de la București, din Târgoviște sau pe unde mai era capitala Moldovei de României de atunci, a adus războaie devastatoare, a dat foc de câteva ori capitalei munteniei. Se băteau pentru Chilia, Cetatea Albă, pentru cetăți din astea la mare. Sau se băteau pentru succesiune la tron, sau câte și mai câte. Așa erau vremurile atunci. Deci nu nici e nu o nicio să înțeleg, problemă deci. că Ștefan cel Mare aparține mai multor state. Da, pe Oleg, eu când am învățat istorie, mă, el s-a învățat că e Moldova, se numește toată țara noastră, Moldova, împreună cu România, au fost întreagă înainte. Poate eu și ceva nu corect înțelegem, Întreagă au fost sau... câțiva ani, da, în perioada interbelică era România Mare, dar vreau să amintesc că în timpul războiului 2 mondial, România Mare s-a întins până la Bug, a ocupat și Transnistria, nu actuala Transnistria, dar în Transnistria până la Bug, inclusiv Odessa. Doar nu vrei Odessa e tot ca ea Putin noastră, să pretinde Cernăuți. că și acele pământuri sale noastre, nu? Da, sunt noastre pământuri, Da, dar sa voastre, sigur că da. nu știu, satele, Oleg, dacă nu vrei să știi, miele satele, dar e a noastră, da? Așa spune lumea că Odessa, Cernăuți, înainte la Moldova, ea că tu ai ajuns timpul ist când o așa a fost. Nu a fost așa niciodată în timpul Zici vieții că totuși mele și nici nu Odessa cred că a fost. va fi în timpul vieții mele. Și crezi că Cernăuți tot nu a fost, nu aparține țării Moldovei? Cernăuțul secole la rând a fost în Imperiul Austro-Ungar. Acum ci și Ungaria și Austria se pretindă că e Cernăuțul lor? Gata! Granița din 91 e inviolabilă. Stabilit că nu se mai revizuiesc granițele. Acum că oamenii au drepturi fundamentale, cine vrea să plece, poate să plece. Iată, Ucraina deja permite multiplă cetățenie. Poți să-ți iei cetățenie românească, ungurească, de care vrei tu și inclusiv moldovenească și să trăiești fericit în care țară vrei tu, dar nu te apuca să mai revizuiești granițe, că grata, nu mai e vremea aceea. Că dacă vrei să revizuiești granițe, ești ca Putler sau ca Hitler. Da, dar tu știi că tu mai ai noroc să te cununi în fața icoanei lui Ștefan cel Mare. Nu, eu am noroc că acum 11 ani m-am dezbotezat și descununat și rupt legăturile cu toate icoanele. Nu, Fix dar pe 1 n-ai martie înțeles ce am 2000. zis. Tu știi că este icoana lui Ștefan cel Mare, că el e socrat, deamul sfânt la Biserica Ortodoxă. Acum aș despre Eminescu vor să-l sanctifice. Sunt Da, povești azi cu zmei în care eu nu cred. Da, azi au zis că Navalny tot trebuie și canonizat, că a fost mucenicul, nu știu cum în limba română se numește, mucenicul. În loc să Azi... revolte, să-și apere libertatea și demnitatea, el canonizează să-i pupe icoana. Dar Îi Iulia am Navalnă zis... a făcut un clip și distribuie imagini cu soțul ei care îi arată inimioare și semne de dragoste, îi mulțumește pentru tot, dar pe fundal pune un cântec cu Hoce și iau bios a sedii și Tomișaiu spate. Adică vrei să Nu omor știu, de vecinii la care ne rău. încurcă să dormim? Ceea ce mi se pare foarte periculos. Cum să faci așa ceva în timp ce țara ta, patria ta care ți-a omorât soțul, a omorât și sute de mii de ucraineni, vecini care le încurca să doarmă liniștit cu visul lor Da, imperial? chiar nu numai ucrainieni, hai să punem și chiar și însuși a lor copiii ruși au fost uciși de tâmpenia lui Putin cu o Da, dar mă refer la Transnistrie. cântecul care zice Hoce și iau bius a sedei. E, și vrei, eu ți-am zis că e deamul, cum se zice, e femeie și e romantică, Oleac. Romantică. E disperată săraca că are soțul acum e trecut în ultimul drum, dar ea în mod sigur nu s-a dus acolo, că riscă să fie arestată. A, nu s-a dus. A, e nu e pe loc, amuie. Nu a fost la mormântare, Iulia, da? Nu, ea e în Statele Unite sau în A, Europa. Am vorbit da, ieri cu ia că Isidru Lupu. acum ne-am adus aminte că eu și vă ascultam, dar nu înțelegem și vă nu ne ajunge, dar nu a fost ei acolo. Și acolo au zis că
Când a fost o dus să creeze un biserică și înapoi, special au întrerupt toate rețelele de SMI, de tot, și era întrerupt deodată și nu au putut să... Au dispărut, cum se numește, связь deodată s-a pierdut. Cum ne numărăm связь? Semnalul, legătura, Semnalul, conexiunea. da, legătura și semnalul s-a pierdut și nu au putut să o filmeze cum îl trage pe dânsul. Și chiar tu te gândești așa cum spune mulți că Putin se teme de Navalny și de lumea care îl susține. Mie îmi pare că el nu se teme de nimic. Cred și eu că nu se teme, dar dacă ar ieși câteva sute de mii de oameni în stradă, crede-mă că s-ar speria. El se teme de indivizi, de oameni singuri care ies în stradă și pune miliția, OMON-ul să-i aresteze. Dar dacă ar ieși Da. câteva sute de mii și s-ar revolta, s-ar duce regimul Putin. N-ai văzut ce stresat era de câteva sute de Wagnerovți care s-au pornit cu arme spre Moscova? Da, Li s-a păi el a dat fost șanțul lăsat, nu de pe drum, pe Wagner. autostradă. El a fost stresat, deși că dacă Wagner s-a ridicat, el era stresat, deși că lumea de a simți că are susținere și a se unească cu Wagner. Iar de ce se temea el, nu de Wagner el se temea. Cu Wagner, el, tu ai văzut cum repede cu toată sistema lui Wagner, ca un răspărădiu, Păi cum s-o nu prea oprește. s-au răspărit, ci au ajuns la jumătate de drum sau la câteva zeci de kilometri de Moscova. Și Nu, veneau foc din Cuban, de unde eu am veneau în ele. vedere de amă, deși și peste o lună s-a întâmplat Ei, cu peste o lună avionul. l-au lichidat în mod laș cum l-au lichidat și pe Navalny. Dar atunci când veneau aceia în coloană, unde era poliția, unde era armata lui să-l apere? Nu pot Aceia i-au fi doborât nimic. și avioane și elicoptere. Asta și a fost așa că greșeala cum îl Prigojin, înțelegi? El, dacă era totuși să-l ducă până la urmă, lumea era să-l ierte atâtea tâmpenii cât au făcut el pentru Ucraina. Adică dacă era Amu de-am să Dumnezeu să-l ierte dacă sunteți toți credincioși, credeți în asta. Da, eu mă gândesc că Dumnezeu nici nu se măscărește de dâns. Lasă că așa la cui o slujit, așa la așa să-l ierte. Hai așa să o punem, nu trebuie să-l bagim pe Dumnezeu nu e. Ok. Și spunem de țara noastră, Oleg. Suntem în pericol de război sau nu suntem? Că jumătate de Europarlament au grijă de noi, de puișori. Sigur suntem, cât timp Ucraina nu se poate apăra de bombele, de rachetele, de dronele rusești, nu poate să ne apere nici pe noi. Și cum are Federația Rusă contingent de armată în Transnistria și armata marionetă a regimului separatist, Moldova e în pericol. Poate să vină bombe din Marea Azov, de oriunde, din Federația Rusă, poate să vină rachete peste Moldova să o distrugă. Și poate să vină tancuri din Transnistria. În jumătate de oră, într-o oră, tancurile din Transnistria poate să ajungă la Chișinău. Tu Nu nu cred că înțelegi. Chișinău, ca armata moldovenească, are atâtea javelinuri ca să poată opri tancurile Da, dacă nu blindatele înțelegi încă un transnistriene. lucru, că România a trimite tancurile ei. Ea n-a să lasă Moldova să-și lua de ruși. Asta e Da, sigur precis. că da. Nu cred că o țară NATO se bagă să se lupte cu rușii. Cum nu s-a băgat nici în Ucraina. Ai văzut vreun soldat Dar de în ce? Ia teren ca... american să bată cu rușii? Nu. I-au lăsat pe ucraineni să bată singuri. Da, tu ai văzut ce au comentat, este cum îl cheamă, francuzchi, politic, cum îl Macron, cheamă pe dânsul, premierul. Macron. El așa Sau cam a zis președintele. că dacă cineva din soldați de la NATO vrea să participe și a să vrea să participe și mulți l-au judecat, multe țări s-au speriat de acest comentariu și adeuză l-au rugat să comenteze de ce el așa a zis. El a zis cei ce am zis au fost echilibrat, gândit și nu se ia înapoi, că așa cum am zis este, că el o ni exclusiv, el nu o inclus, da, corect, nu N-a o exclus. exclus. Ia, nu e o exclus, că e posibil că dacă va fi situația mai rea, ca să țările care de la NATO n-a să fie o
ținuți de alte țări și dacă să vor participa, să participe, cum și acum participă mulți care vor, ei participă, dar nu participă ca de la țară, ei participă, încheie contractul Da, intră în și legiunea străină ucraineană. da, și intră în război, că sunt, am văzut nu de mult, multe imagini de cu soldați americani care participă, unii ca bucătari, unii ca asta, și unii zic că noi am suferit de la partea rusească, nu știu, o trăit undeva și, mă rog, fiecare zice cum zice, dar asta ce am citit-o noutate la Point News, că Ucraina a zis că ei se gândesc că dacă Europa n-a să-i ajute până la vară, ei se gândesc că totuși a să birui rușii. Ei asta o procedat de atât că nu-i ajung armele, nu-i ajung bombele, nu-i ajung patroanele și așa mai departe. Și echipamentul pentru soldat. Dar, mă rog, eu mă gândesc că aici joacă și o politică un fel de, pentru ca trezi pe cei care zic că o susțin pe Ucraina și să nu încetează cu ajutoarele. Dar tu ce zici? Eu nu știu exact care e situația de pe front Da, e ca și așa, numai ce am citit, din două spatele ceasuri în frontului, urmă. dar îmi dau seama că puterile Ucrainei sunt limitate de 2 ani în război, bombardamente în continuu și nu mai au nici oameni, nici amuniție, nici armament. Avioanele F-16 întârzie, sisteme Patriot sunt puține, apără doar Kievul ca să se ducă oficialii în vizite importante. Linia frontului o păzesc, dar iată, Odessa din când în când e bombardată, ajung rachete, mai ieri a zburat o dronă și peste Republica Moldova. Deci, e slut la Prut, la Nistru Alaltă și la ieri. Bug. Alaltă ieri. Da. Dar tu înțelegi că dacă ei, țara rusească, își permite și se transmite o rachetă sau odată și o rachetă au trecut prin țara noastră la Ucraina. Și dronuri, asta ei, pur și simplu, arăt că lor e totdeauna, ei știu foarte bine că e țara noastră, nu poate să-i dai răspuns. Și de atâta și o folosesc teritoriul nostru. Încă ei știu că noi nu avem armata aceea care Ucraina măcar să lupte, care măcar o leacă de mulțimi de oameni. Cât acolo milioane? 6 milioane? Cât trăiesc acolo în Ucraina în total? Până la război erau 40 de milioane. Acum îți dai seama, Ah, vreo patru, 10 sorry, milioane da, s-au 40, refugiat. da. Da, 40, mă iert că am îngreșit. Dar la noi în țară cât milioane de oameni? În Moldova, două jumate, trei. De 10 În ori mai total? puțin. Da. Noi Și în suntem România foarte sunt vreo bine. 20 de milioane, în jumate cât România, cât Ucraina. A dispărut Oleg, se pare că nu are semnalul bun. Dacă vrea cineva să participe în discuție, puteți să comentați sub acest video sau puteți să-mi cereți să vă bag și pe voi în chat-ul ăsta, în apelul video. Dacă se restabilește conexiunea cu Oleg Adrian, dacă nu, probabil o să încheie aici. Probabil atât a fost. Mulțumesc pentru atenție.